Platan secular declarat copacul anului în România și aflat printre cei 16 cei mai importanți copaci din Europa, a încins spiritele în Câmpeni, județul Alba. Primăria a trimis mai mulți muncitori să-l curețe cu drujba, iar oamenii spun că l-ar fi tăiat de tot dacă nu interveneau. Platanul s-ar afla prea aproape de Casa de Cultură, care se renovează. Asta se întâmplă cu arborele anului 2019 în România. Săptămâna trecută era în Parlamentul European și se vorbea despre el. Iar acum priviți ce face cu el. Așa se face toaletare, doamna viceprimar. Vă jur că vă lovesc telefonul și vi-l arăt. Secvențele cu muncitorii trimiși să taie crengile copacului, bătrân de 200 de ani, au fost filmate de o localnică, revoltată de felul în care, spune ea, era masacrat arborele. Platanul a fost votat pe internet copacul anului în România și acum câteva zile a fost inclus în clasamentul celor mai importanți 16 arbori din Europa. În competiție a intrat după ce anul trecut mai mulți localnici s-au opus tăierii lui. Autoritățile marcaseră platanul ca să-l doboare pentru că lângă el se fac lucrări de extindere a Casei de Cultură. Acum primăria susține că vrea doar să-l curețe de crengile uscate. Cei care apără copacul sunt însă de părere că lucrarea a fost făcută de oameni fără pregătire. Vă rog să-mi spuneți ce calificare au acești oameni. Știu ce specie este acest copac. Trebuie să știe. Nu trebuie să știe? Bine, bine. Domnule primar. Doamne, trebuie să facem Casa de Cultură. Ok, frumos, da. Distrug. Uite tu copacul ăsta cum îl trebuie. Deși oamenii sunt nemulțumiți, primarul din Câmpeni susține că platanul trebuia toaletat pentru a face loc construcției de lângă el. Nu am tăiat din el decât undeva la 30, maximum 35%. Deci, practic, am făcut o toaletare. Am consultat specialiștii din silvicultură și mi-au spus să nu intru până la acei noduli pe care copacul îi are. Rămâne și platanul, facem și Casa de Cultură. Au tăiat aproximativ 50% din coroană, potrivit standardelor de toaletare. Aceasta se face până la maxim 30%. Și asta trebuie terminată Casa de Cultură? Că de 2 ani de zile pentru un pom. Asta e de secole, treaba lor. E un lucru urât. După izbucnirea scandalului, primăria a dat asigurări că nu va tăia copacul.